mi s-a atras atenția că în, în CV-ul domnului Florin Roman există o carte. Am început să o căutăm, cartea nu era de găsit. Bineînțeles, am încercat să o găsim și la, la bibliotecă. Exista o carte cu același nume, dar avea autori diferiți. Atunci ne-am dus, am întrebat pe domnul Florin Roman dacă există respectiva carte. El spunea că există, se jura că există, dar nu o are la el, nu are niciun exemplar și a promis că ne-o va trimite când va ajunge acasă în, în Alba Iulia. Când a ajuns acasă în Alba Iulia, ne-a trimis 10 pagini. Nu erau pagini din carte, erau pagini din, din lucrarea sa de master. Nu ne-a trimis pagini din carte pentru că nu exista fizic nicăieri acea carte. Până la urmă am început scriind acest lucru, că o carte din CV de ministru nu e de găsit. După care am comparat paginile lucrării de master și ne-am dat seama că acele pagini erau copiate cuvânt cu cuvânt, inclusiv cu, cu scheme din, dintr-un suport de curs al unui profesor din 2007, dacă nu mă înșel, adică cu ani în urmă. După care, a treia parte a investigației a fost o recunoaștere a Universității Babeș-Bolyai, care a menționat că domnul Florin Roman nu a fost studentul acelei universități. Deci, însumând cele trei părți ale investigației, Florin Roman și-a dat demisia.